organizat o tabără de pictură împreună cu organizatorii festivalului The Kiss and Blues și tabăra de pictură am hotărât că va fi aici la Nucavița, chiar în locul în care ne aflăm acum, la această pensiune minunată, Valea Fagilor. Și una din condițiile de bază a fost să organizăm un workshop cu copiii din Nucavița, cu copii aflați în cercul de pictură condus de Bristena, niște copii minunați, și asta a fost condiția de bază. La un moment dat mi-a tras atenția această fată, foarte tăcută, introvertită, de-a dreptul, care efectiv îți dădea senzația că nu știe ce vrea să deseneze. M-am dus, am întrebat-o și mi-a spus, lasă că știu eu, am desenul în cap. E, după ce m-am dus încă o dată să văd ce face, apare acea lucrare minunată care m-a impresionat teribil. Un pian văzut de sus, tratat așa în tușe foarte sigure și cu o textură minunată de dată de cuțitul de paletă. Și am simțit ceva în momentul ăla, adică, sigur, toți copiii sunt talentați, dar acolo mi-am dat seama că zace ceva, o forță în ea. Culoare, compoziție. E parcă din altă epocă, pentru că vedea un copii pe altă era. I-am urmărit evoluția, are o anumită verticalitate care în ziua de azi se întâlnește din ce în ce mai rar. Când zic verticalitate, mă refer la o verticalitate artistică. Nu-i plac chestiile second hand, este foarte creativă și are o anumită puritate care se regăsește în mod constant în tablourile ei. Și cred că puritatea asta le face să fie atât de deosebite și de speciale comparativ cu alte lucrări. Între timp, Bristena mi-a povestit de situația foarte grea, familială, acestei fete și am întrebat-o dacă iar plăcea să ajungă la liceu de arte, să ajungă la Tulcea și să facă... Și mi-a zis că da, ar vrea treaba asta. Ea pictează din pasiune și mai mult de atât cred că pictează pentru că în momentul în care desenează o face să detașeze cumva de absolut tot răul din existența ei. Deci ea pictează de undeva din suflet, cu pasiune, cu delicatețe, este un copil deosebit și sper că evoluția ei va fi ascendentă până la excelență, pentru că într-adevăr are ce-i trebuie ca să ajungă sus. Așa s-a născut ideea. Am vorbit cu organizatorii și, repet, sunt oameni minunați în Nucavița, oameni care știu cum să organizeze lucrurile, iar ideea este să instaurăm o bursă cu care să ajutăm această fată să ducă cei 4 ani de liceu. Să fie într-un copil ăsta și s-a auzit. Doamnă, mai zic la așa, aveți...